Și aș vrea, în fața dumneavoastră, să-i dau o formă care să nu sune atât de prozaic, piață, la piață, și să introduc ideea de piața liberă, de relanța de întrerupă a culturii, într-o noțiune pe care am inventat-o acum câțiva ani și care este conversația neîntreruptă. Aș spune așa, problema uitării lui Petru Crețian sau a lui Alexandru Dragomir, dacă uitare este că nu mai face parte din conversația noastră. Pentru că conversația există, dar ea nu îi conține. Și când vorbim de ei, mă refer la cei despre care merită să vorbești, pe de-o parte, dar aici este o judecată care e foarte personală, este o judecată de tip angajament și oglindă, pentru că vorbești despre ei, pentru că te recunoști în ei și în ei viața ta capătă o dimensiune, un sens. E ceva care conține oglindă, cum am spus, dar nu în chip narcisiac, și conține angajamentul, pentru că ceea ce descoperi în ei nu descoperise și în tine, și asta e miracolul întâlnirii. În sensul că ei îți permit să ajungi la tine. Iar dacă n-ai trecut prin ei, n-ai ajuns la tine. Ceea ce înseamnă că nu-i poți lăsa după ce ai ajuns la tine prin ei. Asta înseamnă să îi introduci în conversația ta. Ce e conversația asta? Noi toți conversăm. Conversație este un cuvânt latinesc care, în mod interesant, conține această prepoziție a lui împreună și conține ideea de răsucire, de întoarcere. Conversația, care în primul rând în latinește însemna mod de a fi, comportament, și abia în urmă însemna conversație, implică faptul că atunci când ești împreună cu cineva, te răsucești și asta înseamnă a fi împreună. A te răsuci din tine și a-l primi pe celălalt. A fi în conversație este nu doar a fi în societate, ci a fi tu însuți, adică individualitate, împreună cu cineva. Iar asta este un mod de a trăi. Ce vreau să spun este că conversația constituie fibra permanentă, ascunsă, în sensul că nu putem pipăi, dar e acolo, între noi. Dacă vreți să vizualizați prezența voastră aici, ea este construită ca un șir de un număr nesfârșit de fire care trec prin toți și care tac, dar nu tac, vibrează și așa mai departe. E suficient să faci la una dintre ele și începe vibrația. Această vibrație este intrarea în conversație. O cultură poate fi definită ca fiind o conversație neîntreruptă între membrii acelei comunități. Iar o cultură este comunitatea cu pricina numai întrucât relațiile sociale, ca să spun așa, conțin conversația culturii. Atunci, ce sunt operele literare? Operele literare sunt instantanee ale acestei conversații. Între noi sunt unii care conversează cu voce tare. Și în această conversație, care e întreruptă de cărți, e întreruptă de viața celui care a scris, e întreruptă poate de uitare, e întreruptă de mult, din acest motiv ea ne apare ca fiind discretă. Discretă cu sensul de fragmentară. Dar de fapt este o conversație nesfârșită. Și dacă completați ce lipsește între Eminescu și Caragiale și Blaga și Alexandru Dragomir, o să vedeți că este o conversație neîntreruptă, care nu se rezumă doar la faptul că Alexandru Dragomir a dat o interpretare platoniciană la o scrisoare pierdută, ci la faptul că ei fac parte din aceeași conversație, care este conversația culturii române. În momentul în care apare o sincopă, care este uitare, sau în momentul în care conversația noastră nu conține cultura,
este o conversație slabă. E o conversație proastă. E o conversație care lasă loc lucrurilor care nu lasă loc la ceea ce e important. Să faci loc lucrurilor importante înseamnă să te angajezi în această conversație neîntreruptă. Înapoi la argument a fost o încercare de a construi conversația neîntreruptă. Ea presupune câteva lucruri. Presupune, vreau să-i numesc pe cei care au făcut posibil înapoi la argument inițial de la televiziune. Au fost câteva oameni. În primul rând a fost Beatrice Comănescu, care în 2002 conducea TVR Cultural și care m-a chemat la ea și mi-a spus să fac o emisiune. Mi s-a părut un grotesc total să fac o emisiune. Habar n-aveam ce e aia. Ideea de a sta cu o cameră și acum, dacă vreau să vorbesc uitându-mă la cameră, îmi pierd gândul. Deci ideea de a face chestia asta era stranie. A insistat și a spus să ne jucăm. Mi-a prezentat câțiva realizatori pe care am avut o relație cu Camelia Robe. Camelia Robe este un excelent realizator de emisiuni, un om de o inteligență și de o cultură remarcabile, în plus cu mare talent în zona, și ea de fapt a construit imaginea acestei emisiuni. Ea a identificat locurile care au devenit locuri speciale, încărcate cultural în mod remarcabil. Casa Ștorc a fost de pe Vasile Alexandrii, apoi Casa Inginer Dumitru Minovici, unde funcționează Muzeul de Artă Fetea Puseană. Ea a identificat aceste locuri și a creat acest tip de imagine care a devenit imaginea iconică a emisiunii. Apoi, omul imaginii, care era Mihai Ciubreac, un remarcabil om care a construit această imagine a emisiunii. După Camelia Robe a fost Daniela Mitache. Apoi, de-a lungul acestor ani, am avut alături pe Celina Petrescu, care a fost documentarista emisiunii. Iar după ce Beatrice Comănescu n-a mai fost directoră la TVR Cultura, a venit Daniela Buzura Zeta, care a preluat inițiativa până când ea a fost distrusă de un om pe care nu o să-l numesc și care în 2012 a desființat TVR Cultura și această emisiune. Nu dau numele pentru că o ablație, o memorie, trebuie să aplici totuși. Și s-a creat un tip de comunitate. Pentru mine acea comunitate era carnea palpabilă a emisiunii. Pentru că dialogurile se desfășurau în fața lor, iar după aceea, când se termina, simțeam după ei dacă a fost sau nu bine. A fost sau nu bine însemnă, în termenii pe care i-am dezvoltat azi în fața dumneavoastră, dacă acea conversație a fost auzită. A auzi o conversație înseamnă a intra în dansul ei, în perifoarele ei. Și asta s-a întâmplat de cele mai multe ori. Astfel încât pentru mine, timp de 10 ani cât am făcut acea emisiune, ei au fost familia de carne a acestei intrări în conversație. Faptul că astăzi ele sunt transmise aceste emisiuni și mai spun ceva, probează faptul că am putut atunci să creez acea intrare în conversație. Și ce îmi place la ea, dacă îmi place ceva la ea, iar când mă uit de mine îmi place cel mai puțin, este că acea conversație există prin oamenii pe care i-am invitat. Mai e un lucru care trebuie spus înainte să-i dau cuvântul lui Gabriel. Este respectul față de ce nu ești tu. În mod fundamental, oamenii în fața ta trebuie percepuți
sub raportul a ceea ce tu nu poți să aduci, dar El îți aduce. Dacă vezi în El, în omul din fața ta, ceea ce El poate dărui, uneori nici El nu știe că poate dărui acel lucru, și îl faci să-L dăruiască, e, atunci, cu adevărat, L-ai văzut. Pentru că dacă nu se întâmplă asta, de fapt, nu L-ai văzut. Cumva, când nu reușești pe cel din fața ta să-l introduci în această conversație, îl condamn la invizibilitate, cumva la neființă. Asta facem de cele mai multe ori cu semenii noștri. Nu îi vedem. Dar nu îi vedem pentru că nu știm să-i atragem în conversația în care ceva din el țâșnește și apare ca fiind altceva decât tine. Iar pentru acel lucru nu poți decât să manifesti respect. Când le-am citit cărțile celor pe care i-am invitat, am văzut acel lucru care trebuie reconstruit sub forma lui înapoi la argument. Sub forma unei civilități a înțelegerii. Înțelegi un argument, atunci crești ca pe o plantă între tine care întrebi și celălalt care îți răspunde. Și ce gândă, dacă e ceva cu aceste emisiuni, este faptul că cel care a fost invitat a putut să înfloreze. Iar pentru asta sunt eu, în primul rând, foarte recunoscător. Am cunoscut o mulțime de dinți care au înflorit și am putut capta această înflorire. Iar dacă ceva vă mai place la ele când le vedeți pe YouTube, sau pe temele cultural, este că ele transmit nu chipul meu sau al invitaților, ci această înflorire. Argumentul ieșise din discursul public. Cuvântul în timpul celor 4-5 decenii pe care le-am trăit unii dintre noi de la cap la coadă, cuvântul nu mai era legat nici de argumentație, nici de găsirea adevărului, ci pur și simplu era un cuvânt deturnat de la sensul fundamental al limbajului uman, care e căutarea adevărului. Și el le-a folosit în toate subterfugiile lui duplicitate. În minciuna, în invenție, în propagandă, în grobianism și așa mai departe. Înapoi la argument, însemna deci pentru Horia Patapievici, emblema dată acestei emisiuni, că regăseam un firesc și o stilistică a limbii care se pierduse într-o societate care era amprentată de la cap la coadă în minciună. Alegerile falsificate din 46, minciuna ca tăietură principală a discursului de zi cu zi, cenzura teribilă, ieșirea din libertate prin cuvânt. Și atunci, a veni înapoi la argument însemna a veni la esența rațiunii și a limbajului care o exprima. Legat de invitații pe care i-au avut, au fost peste 100 timp de 10 ani. Ceea ce a făcut Horia și a spus că nu pe el se punea în prim plan, era capacitatea lui, la Socrate se numea maieutică, de a scoate, de a trage din celălalt ceea ce singur el nu dă, ci doar supus întrebării, pus în permanență sub presiunea întrebării unui dialog, întrebărilor dintr-un dialog. Efortul lui ca să facă asta, deși era tăcut 20%, iar 80% vorbea invitatul, efortul lui era enorm și se petrecea în culise. El a chemat oameni din, nu numai din spațiul științelor umaniste, unde era la îndemână să funcționeze, ci și al științelor, al disciplinelor extrem de diverse, și matematică, cred, și fizică, lingvistică,
toate disciplinele, nu știu până unde ai mers în domeniul științelor, dar a avut în față oameni care aveau o paletă, distribuiți pe o paletă a spiritului uman și a profesiunilor, extrem de mare. Asta însemna că totuși trebuia să poată vorbi cu ei, să intre pe teritoriul lor, să le citească locurile în care ei își exprimaseră profesiunea. Și se pregătea îngrozitor de bine. În clipa în care am avut plăcerea să fiu invitatul lui și să discutăm despre ceea ce conține această carte, de obicei o făcea în marginea apariției unei cărți care credea el că merita să inhalată, m-am pomenit un interlocutor, cel care conducea de fapt discuția, care știa perfect cărțile despre care vorbea și care erau ale mele sau ale lui Petru Creția sau al lui Dragomir sau poezia lui Mircea Ivănescu. Deci toți aceștia erau perfect scanați în vederea discuției. Efortul e teribil. Ca să discuți despre Petru Creția, trebuia să-i fi citit cărțile înainte, evident. În clipa în care a discutat cu mine despre trei eseuri, despre minciună, despre ură, despre seducție, știa cartea dumnezeiește. Ce făcea știind aceste lucruri? Îl punea într-adevăr în lumină pe celălalt, până în punctul în care scotea din el lucruri pe care acesta nu știa că le știe. Adică îl împingea până în punctul, asta era tensiunea care se crea, și asta din cauza locului unde se petrea aceste emisiuni, adică la Casa Minovici, era un mediu de o noblețe, de o frumusețe, care automat îi ridica pe vorbitori la nivelul iradiațiilor arhitecturale și artistice ale spațiului aceluia. Erai mai nobil de la început când stăteai înăuntru acelor piese superbe. Vă rog să vizitați muzeul. E formidabil. În atmosfera aia deosebită, nu puteai să rămâi mic. Iar întrebările pe care ți le punea Horia cu o acuratețe perfectă și în același timp cu un sens al ghidajului, te făcea cu adevărat să mergi pe o temă la care te gândisești uneori ani de zile, să spui lucruri, să te facă să spui lucruri pe care nu știai că le spusesești. Asta este formidabil în lectura, într-un dialog. Când afli, orice autor care scrie o carte crede că știe tot ce a spus acolo. Și nu știe ce anume a spus, fără să știe că a spus. Asta am învățat-o chiar de la Alexandru Dragomir, în prelegerea lui formidabilă, o interpretare platoniciană la o scrisoare pierdută. El a făcut acest exercițiu în fața a 3-4 dintre noi, arătându-ne cum Caragiale a spus mai mult decât credea că spusese. Bun. În urma acestei povești, se năștea ce se numește un dialog autentic. Un dialog autentic este unul în care cei doi uită de punctele lor de vedere, de subiectivitatea lor, de dragul de ală, de tendința de a avea dreptate. Un dialog pare să fie de obicei o înfruntare teribilă. Eu am câștigat, nu tu. În dialogurile care sunt aici, repetă de fapt structura dialogurilor socratice, nu știam că așa vom face. Am constatat, după ce am publicat cartea, că acolo paternul era socratic, în speță. Cei doi nu se luptau pentru punctul lor de vedere. Horia conducea și conducea în așa fel discuția, încât la sfârșit spațiul care câștiga era cel pe care grecii îl numeau al logosului, adică al spiritului obiectiv impersonal.
la Platon întotdeauna se pornește în dialogurile de tinerețe, de pildă, de la o opinie. Opinia nu era pentru Platon o formă de cunoaștere. Fiecare dintre noi avem o opinie. Problema era cum să depășești opiniile celor care discută ca să ajungi la ceva care le conținea opiniile, dar le depășea într-un adevăr descoperit pe parcursul discuției. Asta e cel mai greu lucru. Ca doi oameni stând de vorbă să descopere ceea ce la începutul discuției nu știa niciun dintre ei. Asta privitor la felul în care s-au petrecut aceste lucruri. Viața fiecăruia dintre noi, chit că știm sau nu, operează cu eroi. Fiecare om, conștient sau inconștient, are un erou. Tinerii, de când suntem tineri, în clipa în care trecem de la vârsta de 10, 11, 12, 14 ani, începem să avem eroi. Eroi sunt de obicei luați din lumea sportului la preți, din lumea fetelor, nu știu, din cântăreți, nu? Cântăreți. Sau? Actori. Actori, exact. Deci, toți trăim cu niște ecoi, cu niște icoane în fața noastră. Toți ne punem viața într-un fel sau altul, ghidăm după un anumit ideal. Avem nevoie de idealizări. Avem nevoie să ne agățăm de ceva care ne întâlnește intimul ființei noastre într-o formă pe care ne-am dorit-o, dar pentru care, de care nu suntem capabili să o obținem, să o formulăm. Întrebarea în cazul nostru și a lui Filip este cum se face că eroul devine nu un futbolist, nu un cântăreț de muzică rock, nu un actor, ci un scriitor sau un gânditor. De ce? Cum ajungi să faci din persoana care îți ghidează viața un erou, un scriitor mare sau un gânditor mare? Cum poate deveni erou? De vreme ce marea majoritate a lumii își ia modelele eroi din cu totul alte zone. Și atunci apare deodată problema rolului pe care îl are cultura în mijlocul unei societăți. Cei care își fac eroi din autori sunt foarte puțini. Cei care își fac eroi din celelalte categorii, actori, cântăreți, sportivi și mai departe, sunt majoritate. Așadar, societatea este împărțită între o minoritate care se ghidează după mari eroi culturale omenirii și ceilalți care se ghidează după eroi trecători.